La Iași, în ziua de 14 octombrie 1956, s-a prăznuit după datină ziua Sfintei Cuvioasei Parascheva, ale cărei sfinte moaște odihnesc de veacuri în străvechea cetate a culturii moldovene. Mulțime de credincioși, clerici, călugări și călugărițe din toate colțurile Moldovei au întâmpinat cu dragoste și devotament pe preafericitul Patriarh Justinian și pe preasfințitul Andrei Moldovanu, episcopul românilor ortodoxi din cele două Americi și Canada. Înalți ierarhi au venit să se închine sfintelor moaște ale cuvioasei Parascheva și să ia parte la marea sărbătoare a ortodoxiei românești.